Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, este bine să fim adunați la oaltă, este bine să stăm în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și mai mult este bine să căutăm în fiecare zi să trăim Cuvântul Domnului, să-L aplicăm în viața noastră, pentru că acest Cuvânt este sănătate pentru trupul nostru și mântuire pentru sufletul nostru. De aceea, de fiecare dată când ne adunăm la oaltă, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu are un rol însemnat și ne rugăm de fiecare dată ca Domnul să fie acela care să inspire prin Duhul Sfânt cuvântul care se predică. Nu vrem să auzim cuvântul omului aici, ci vrem să-l auzim pe Domnul. Nu vrem păreri omenești, ci vrem poruncile Domnului să stea înaintea noastră. Și de aceea trebuie să tratăm cu toată seriozitatea predicarea cuvântului lui Dumnezeu și vreau să-mi exprim bucuria și aprecierea pentru fiecare dintre dumneavoastră care alegeți să veniți aici și joi seara pentru studiul biblic pe care îl facem împreună și căutăm astfel să fim tot mai asemănători cu Domnul. Pentru că nu uitați, dezideratul nostru pentru anul 2013 acesta este: să trăim cum a trăit Isus. Nu e un lucru mic, e un lucru mare, dar e un lucru la care suntem chemați prin Sfântul Cuvânt al Domnului, să căutăm, să limităm pe Domnul în trăirea noastră, să căutăm să fim ca și El. Și în cadrul studiului nostru biblic, am încercat să ne uităm de-a lungul anului acesta la predica de pe munte. Și din predica de pe munte am încercat să vedem cum a trăit Domnul Isus și să înțelegem fiecare dintre noi cum suntem chemați să trăim. Data trecută am avut o lecție intitulată Să dorim cerul ca Isus. Am desprins învățătura din Matei de la capitolul 6, începând cu versetul 19 până la versetul 24. Și am înțeles data trecută că Domnul ne cheamă să ne asigurăm că valorile noastre sunt acolo sus. Pentru că unde este valoarea noastră și prețuirea noastră și comora noastră, acolo este și inima noastră. Vom iubi cerul în măsura în care vom învăța să prețuim ce e acolo sus. Și fie ca Domnul să ne înțelepțească pe fiecare dintre noi să învățăm să prețuim lucrurile de sus. Nu atât de mult pe cele de jos. Cele de jos se vor duce într-o zi toate, cele de sus rămân. Și de aceea suntem chemați să învățăm să prețuim cerul, așa cum Domnul Isus Hristos a făcut-o. În seara aceasta vom merge mai departe în studiul nostru biblic și, așa cum este bunul nostru obicei, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu toți împreună. Din Matei, de la capitolul 6, începând cu versetul 25 până la versetul 34 în această seară. Chiar dacă va trebui învățătura aceasta, să o împărțim în două și să învățăm și data viitoare tot despre ceea ce astăzi ne pune Duhul Sfânt înainte, dar haideți să ne ridicăm acum cu toții în picioare și să citim cu voce tare, după, urmărind proiecția de pe ecran, să citim Matei capitolul 6, începând cu versetul 25 Continuând cu versetul 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 și 34. Iată că avem mai multe versete pe care le citim în această seară. Veniți dar cu voce tare și cu gândul la cuvântul Domnului să citim toții și să, cu toții și să zicem. De aceea vă spun. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc scrinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mai, mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toată neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Vă rog să vă așezați. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan mi-a fost dat să citesc, în urmă cu vreo două săptămâni, un articol. Că cercetătorii de la Universitatea din Michigan au constatat că un copil râde de vreo 150 de ori pe zi, în timp ce un adult numai de vreo 15 ori. Unde credeți că s-a pierdut râsul? Bucuria, unde credeți că s-a pierdut? Dragii mei, Încercând să trăim ca Isus, aș vrea să învățăm astăzi și data viitoare să trăim cu seninătate ca Isus. Știți că Domnul Isus a trăit cu seninătate chiar dacă a știut că este înainte Calvarul? Suntem chemați să trăim cu seninătate, să nu lăsăm îngrijorarea să ne umbrească chipul. Pentru că nu vom uita nicio clipă. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu au motive să aibă fața senină. Ei bine, despre îngrijorări am citit. Ce să învățăm, ce credeți că e important să învățăm în seara aceasta? Să învățăm cum să ne îngrijorăm sau cum să nu ne îngrijorăm? Cum să nu, că de îngrijorat știm să ne îngrijorăm toți, nu-i așa? La asta ne pricepem. E foarte ușor cu îngrijorarea și ea vine asupra noastră cu multă ușurință. Dar suntem chemați să învățăm cum să ne trăim viața cu seninătate, ne lăsând norii îngrijorărilor să ne umbrească viața. Cred că fiecare dintre noi știm disconfortul pe care îngrijorarea îl aduce în viața noastră. Niciunul nu cred că este străin să trebuiască să explicăm ce face îngrijorarea și cum ne necăjește. Pentru că toți știm ce înseamnă îngrijorarea și ce disconfort ne creează. Sunt oameni pe care i-am auzit eu zicând așa, mai bine m-ar durea fizic trupul decât să mă apese îngrijorarea. Pentru că îngrijorarea e grea, e boală grea. Însă am bucuria să vă spun în această seară față în față cu al Domnului cuvânt, există antidot pentru îngrijorare. Și antidotul l are Domnul. Și vrea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să folosim acest antidot. Nu e interesant în cartea aceasta în care. Dumnezeu vorbește despre crearea Universului. În cartea aceasta, în care Dumnezeu vorbește despre ridicarea și căderea unor împărății. Vorbește cartea aceasta despre moartea și învierea lui Hristos, despre coborârea Fiului lui Dumnezeu în lume. În cartea aceasta, în care sunt lucruri așa de importante prezentate, în cartea aceasta există antidot. Pentru îngrijorare. De ce credeți că în această carte Dumnezeu a fost interesat să ne învețe să nu ne îngrijorăm? Știți de ce? Pentru că Lui îi pasă de noi. Pe Dumnezeu îl interesează confortul nostru de fiecare zi. Confortul nostru sufletesc, mă refer. Dumnezeu este interesat să ne vadă cu fața senină, ca și copii ai lui Dumnezeu. Și de aceea este important să înțelegem că avem datoria să ne aplecăm privirile asupra Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu și să învățăm cum putem să scăpăm de îngrijorare. Trebuie să vă spun, când mă gândesc în cartea aceasta care prezintă lucruri așa de importante pentru mântuire, lucruri capitale despre rai și despre iad, Dumnezeu vine să ne învețe pe fiecare dintre noi cum să scăpăm de îngrijorare. Lăsați-mă să zic, bun e Domnul! Amin. Scumpii mei, Dumnezeu este Cel ce ne vrea cu adevărat fericirea. Și nu e drept ca și copii ai Domnului să ne lăsăm apăsați de îngrijorările de care se lasă îngrijorat și apăsați oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. Ei n-au sprijin. Dar noi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem sprijin în El, în Dumnezeu. Era o cântare veche, în vin versurile ei în minte acum, avea refrenul acesta, o cântea fratele Titus, încă pe vremea de dinainte de Revoluție. Eu de cine să mă tem? Doamne, tu mi-ești scăparea, am să te chem, eu de cine să mă tem? N-avem motive să lăsăm frica și îngrijorarea să ne copleșească. Dar haideți să vedem întâi, în studiul nostru biblic din această seară, de ce se îngrijorează totuși oamenii. Și umbra aceasta îngrijorării de multe ori vine să se așeze și peste noi. De ce se îngrijorează oamenii? Haideți să o zicem așa foarte direct, întâi pentru că viața pe pământ e grea nu e așa? Ce ziceți? E grea viața pe pământ? Care cum? <laughs> Scumpii mei, după venirea păcatului în lume, pământul poartă pecetea blestemului divin. După ce a intrat păcatul în această lume, toți oamenii trăitori pe acest pământ se întâlnesc mai devreme sau mai târziu cu aceste consecințe ale păcatului. Într-un fel sau altul, fiecare se întâlnește cu aceste consecințe ale păcatului: boli, relații stricate, frustrări, moarte, apăsări sufletești și lista aceasta poate să continue. Fiecare om de pe pământ se întâlnește cu acestea. Nimeni nu este scutit de greu sub soare. Sigur că greul vine nu tot deodată. Și înțelept e Domnul care are milă de oamenii de pe pământ și nu lasă să vină tot deodată. Vorbeam de curând cu un frate și a trebuit să-i zic, dragul meu, s-a întâmplat și la tine ca la Iov. Pentru că mi-a spus, zicea așa, ginerile meu au avut un accident, când ne pregăteam să vedem să ne ducem acolo la el, fica mea a traversat strada și pe zebra, a venit o mașină și a luat-o și a aruncat-o într-un gard și în spital și ea. Și omul se întreba, de ce una după alta necazurile acestea? Cert este un lucru, viața pe pământ nu este scutită de necazuri pentru nici un om. Mai devreme sau mai târziu, toți oamenii se întâlnesc cu necazurile. Și acesta este un motiv care îi determină pe oameni să se îngrijoreze. Pentru că așa este aici, sub soare. Într-o formă sau alta, zic, toți oamenii se întâlnesc cu necazurile. Dar haideți să vedem de ce se mai îngrijorează oamenii. Pentru că viitorul este nesigur. Niciunul dintre noi nu cunoaște viitorul, dar vrem să ne îl pregătim cât se poate de bine. Fiecare am vrea să ne asigurăm un viitor bun. De aceea facem o școală bună și nu e rău, e foarte bine, căutăm să facem o carieră bună și nimic rău în asta, este foarte bine, dar cu toată școala pe care o faci, cu toată cariera pe care ți o pregătești, viitorul rămâne nesigur. Nimic pe pământul acesta nu e sigur. Decât moartea e sigură. Moartea e sigură aici pe pământ. Și sigur mai e un lucru: că Dumnezeu este cu copiii lui aici pe pământ. În rest, nimic nu e sigur aici pe pământul acesta. Nu avem siguranță cu privire la viitor și asta ne determină să ne îngrijorăm. Lucrurile gândite de noi și plănuite foarte bine se pot schimba într-o clipă. Într-o clipă se poate răsturna totul. Se fac schimbări radicale la o clipeală de ochi. Care dau peste cap toate planurile noastre. Apar necazuri neașteptate, apar, apar boli neașteptate și toate vin să demonstreze nesiguranța fiecăruia dintre noi cu privire la viitor. Sunt planuri eșuate, sunt economii spulberate, sunt relații rupte, sănătatea dusă. Toate acestea, dragii mei, ne fac pe fiecare dintre noi să înțelegem că nu suntem stăpâni și nu putem să ținem în mâna noastră viitorul, nu putem să controlăm viața noastră. Și lucrul acesta ne produce îngrijorare. Ăștia suntem noi oameni, ne-ar plăcea să ne asigurăm că noi ținem în control lucrurile. Și știți cum vine îngrijorarea? Te duci să-și faci analize, te-ai dus la medic pentru nu știu ce problemă și medicul îți spune, Du-te să-ți faci analize. Du-te să-ți faci o tomografie. Du-te să-ți faci un eco. Și, oh, până vine rezultatul ăla. Știi ce se întâmplă? Se naște îngrijorarea. Sau, aștepți rezultatul la un examen și, așteptându-l, se naște îngrijorarea. Aștepți răspuns la un interviu pe care l-ai dat. Și, până vine, se naște îngrijorarea. Toate acestea adună stres, adună apăsare. De ce? Din cauza că noi nu cunoaștem viitorul, nu-l stăpânim. Apoi, de ce ne îngrijorăm? Pentru că noi nu putem să controlăm lucrurile, nu le putem stăpâni. Vedeți dumneavoastră, și doctorii se îmbolnăvesc, nu-i așa? Vedeți și experții financiari ajung să dea faliment. Și mari bancheri Ajung să guste din falimentul financiar. Și avocații ajung să fie dați în judecată. Și oamenii cei mai bine păziți din lumea aceasta ajung să fie atinși de un glonț. Istoria consemnează asta. Și părinții cei mai buni din lumea aceasta ajung să fie respinși cândva poate de copiii lor. Nu putem fi siguri de nimic în această lume. Nu putem noi stăpâni lucrurile, chiar dacă ne silim să le ținem în control și ne străduim să le asigurăm cât se poate de bine. Însă, dragii mei, în această seară aș vrea să ne uităm la soluția lui Dumnezeu. Zic încă o dată, să ne îngrijorăm, știm cu toții. Haideți să vedem ce trebuie făcut sau care este antidotul lui Dumnezeu împotriva îngrijorărilor. Întâi aș vrea să ne fie clar tuturor. Îngrijorarea nu ajută la nimic. Puteți să ziceți amin la asta. Îngrijorarea nu ajută la nimic. Uitați-vă ce spune versetul 27 din textul pe care l-am citit, din Matei 6. Versetul 27 zice așa. Și cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Nu pot să faci nimic îngrijorându-te, dar nu numai că îngrijorarea n ajută la nimic. Strică. Ea strică. Era o poveste persană, veche. Și povestea aceasta spune așa, că la un moment dat, pe un drum, un om ieșea din cetate pe un drum și s-a întâlnit cu moartea. Moartea mergea spre cetate. A întrebat-o călătorul acela pe moarte și a zis, unde te duci moarte? Zicea, moarte, mă duc în cetate, că trebuie să iau de acolo 50 de oameni. Omul ce-a făcut? În cum se cădenia lui, s-a întors repede înapoi, a fugit în cetate și a dat de știre în cetate și a spus, aveți grijă, m-am întâlnit cu moartea și vine să ia 50 de oameni din cetatea asta. Mâine zi, la poarta cetății, stăteau 500 de sicrie. Și călătorul ăsta a venit, s-a întâlnit cu moartea și a zis, e bine moarte. Păi dar mi-ai spus că te duci în cetate să iei 50 de oameni, ai luat 500. Nu ești cinstită, ai luat 500 și ai spus că e 50. Și moartea a zis, nu, nu, eu am luat numai 50, pe ceilalți i-a luat îngrijorarea și frica. Înțelegem noi că îngrijorarea, teama, frica, ne face atâta rău, poate să ucidă, dragii mei, încet, încet, îngrijorările ne ucid. Poate te îngrijorezi că îți pică părul, că sunt din ăștia. Vai, îmi pică părul, mi-a rămas pe piaptă, nu știu cât păr. Te îngrijorezi că îți pică părul. Întrebare, îngrijorându-te, crezi că se oprește părul din căzut? Cade mai mult. Stresul ajută la asta. Te îngrijorezi că pui kilograme în plus. Întrebare, ajută? Ba, din potrivă, stresul te va ajuta să aduni. Te îngrijorezi că ești bolnav? Sau că s-ar putea să fii bolnav? Te vindeci prin îngrijorare. Ba, din potrivă, aduni sechele pentru sănătate. Te îngrijorezi că îți pierzi serviciul. Și ajungi să fii atât de înțepenit acolo la serviciu încât chiar le dai motive patronilor să zică, nu știu ce e cu ăsta. Înțelegi că îngrijorarea nu ajută, ci strică? Spune Scriptura, în Cartea Proverbelor, capitolul 12, cu versetul 25. Ia uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură. Neliniștea din inima omului îl doboră. Nu e normal copiii lui Dumnezeu să, ne, să lăsăm neliniștea să se cuibărească în inima noastră. Nu e normal să facem asta. Ba din potrivă suntem chemați să luptăm împotriva neliniștii care caută să se cuibărească în noi. Trebuie să facem ceva pentru asta. Deci, primul pas pe care trebuie să-l avem în vedere când vorbim despre antidotul lui Dumnezeu pentru îngrijorare, trebuie să înțelegem întâi că îngrijorarea n-ajută la nimic strică. Și atunci, dacă n-ajută, de ce să ții pe lângă tine ceea ce nu te ajută? Dar nu pot, frate, dar nu pot, dar nu știi cum e, nu pot să mă gândesc numai la asta, Haideți să înțelegem, întâi și întâi, îngrijorarea nu ajută la nimic. Putem să zicem toți cu voce tare asta. Îngrijorarea nu ajută la nimic. Haideți să facem un pas mai departe. Am o veste bună. Dacă vreți, al doilea lucru pe care trebuie să-l avem în vedere, când este vorba despre vindecarea de îngrijorări. Nu uita Că lui Dumnezeu îi pasă de tine și îți poartă de grijă. Să nu uiți asta. Uitați-vă la versetul 26, ce spune: Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Și atenție! oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și accentuez, cu mult mai de preț decât ele? Haideți să ne uităm și la versetele 28, 29 și 30, uitați-vă. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Și ascultați versetul 29, 30, pardon, 30 urmează. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Cu mult mai mult. Observați? Față de orice este în creație, Scriptura spune că pentru om Dumnezeu poartă grijă cu mult mai mult. Am bucuria să vă spun cu tărie de la învornul acesta. Dumnezeu este pentru noi și cu noi. Amin. De aceea nu e justificată îngrijorarea să nu creadă cineva că Dumnezeu a creat Universul, a creat tot ceea ce este pe, pe, pe Pământ. Și după aceea se așează undeva, să stea ca la un spectacol, să se uite ce se întâmplă pe pământ. E înșelăciune! Dumnezeu este implicat în mod direct în tot ce se întâmplă în Creație. Stau dacă vreți, ca mărturie în fața dumneavoastră. L-am văzut pe Dumnezeu implicat în viața mea, în lucruri mari și în lucruri mici. Și l-ați văzut și voi. Dumnezeu nu e mort, cum zicea Nice. Dumnezeu nu este spectator la spectacolul lumii și al Universului, ci Dumnezeu este implicat direct și lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi și ne poartă de grijă. Dragii mei, asta face Dumnezeu cu fiecare om. Așa spune scriptura. El face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. El poartă grijă omului. Socotelile, sigur că la urmă se vor face. Dumnezeu va trage linia și va face socoteala la sfârșit, arătându-ne ce ne-a dat și ce am făcut. Însă vreau să înțelegem astăzi: dacă Dumnezeu poartă grijă de crinii de pe câmp, dacă Dumnezeu poartă grijă de păsările cerului, dacă Dumnezeu poartă grijă de toate vietățile de pe pământul acesta, ce spune Scriptura, cu cât mai mult, cu mult mai mult, Dumnezeu va purta grijă de noi. De ce? Hai să înțelegem fiecare că omul este creat de Dumnezeu într-un mod special. Uitați-vă și la relatarea creației din Scriptură. Dumnezeu a făcut viețuitoarele, Dumnezeu a făcut asta. Omul este o creatură specială a lui Dumnezeu. Pentru om Dumnezeu are o lucrare specială când l-a făcut pe om, l-a făcut din țărâna pământului, i-a suflat în nări, din el i-a dat suflare de viață. Și mai mult, L-a făcut pe om să fie purtător al chipului divin aici, pe pământ. De aceea, omul contează nespus de mult înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să înțelegem într-o zi ca și asta, că Dumnezeu, care are în atenția lui făpturile inferioare, are în atenția lui plantele și arba de pe câmp, cu atât mai mult Dumnezeu are în atenție omul. Și atunci, haideți să înțelegem că antidotul pentru îngrijorare înseamnă întâi și întâi să înțelegem că îngrijorarea nu ajută la nimic și apoi să înțelegem că Dumnezeu ne poartă de grijă și îi pasă de fiecare dintre noi. Putem să zicem toți cuvintele acestea, lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne poartă de grijă? Păi bine să mărturisim cu gura noastră aceste lucruri. Lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne poartă de grijă. Haideți să mai facem un pas. Încă un lucru e important ca să scăpăm de îngrijorare. Încă un lucru este demn de a fi luat în calcul atunci când vorbim despre scăparea de acești nori care ne umbresc viața. Întâi să înțelegem că îngrijorarea nu ajută la nimic, apoi să înțelegem că lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne poartă de grijă și apoi să înțelegem că trebuie să ne aranjăm prioritățile în mod corespunzător. De ce spun asta? Matei 6 cu 33, unul dintre versetele pe care le-am citit, spune așa. Căutați mai întâi, când vorbește Domnul despre îngrijorare, are grijă să ne spună ce contează cu adevărat? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cu alte cuvinte, ce vrea Domnul să ne spună? Noi ne îngrijorăm mult, ca și oameni, pentru că dăm prea mare importanță lucrurilor care nu merită importanță. Nu e ciudat omul. Ne îngrijorăm foarte tare de ce vom mânca pentru a ne întreține viața. Dar nu prea ne batem capul ce facem cu viața. Vrem să ne asigurăm că avem ce mânca, ne îngrijorăm ce vom mânca în ziua de mâine ca să ne putem întreține viața. Dar nu ne batem capul ce vom face cu viața noastră. Așa sunt oamenii. Se îngrijorează de felul în care își vor îmbrăca trupul. Dar uită oamenii care este planul lui Dumnezeu cu trupul lor. Că Dumnezeu vrea și trupul nostru, și sufletul nostru, și Duhul nostru să fie găsite întregi și fără prihană la venirea Lui. Și aici este marea ciudățenie a oamenilor. Nimeni nu spune că nu sunt importante hainele. Nimeni nu spune că nu e importantă hrana. Nimeni nu spune că nu e important să ai un loc de muncă. Nimeni nu spune că nu e important să ai o școală. Nimeni nu spune că nu e important să ai o casă, un acoperiș sub care să stai. Dar ascultați-mă bine, să spunem că e important ceea ce e cu adevărat important. Și Domnul vine și spune așa, important cu adevărat este să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Celelalte lucruri poartă grijă Dumnezeu să ni le dea în funcție de necesitățile noastre, în funcție de trebuințele noastre. Dragii mei, ce spune cuvântul? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Când vom învăța că împărăția lui Dumnezeu este importantă, când vom învăța că neprihănirea este cea mai importantă, atunci vom înțelege lucrurile cu adevărat așa cum sunt ele. Altfel, ajungem să ne batem capul și să ne frământăm pentru lucruri care pierd odată cu lor. Ajungem să ne batem capul pentru lucruri foarte ciudate. Nu? Am trecut printr-o comună, de fapt lucrul acesta a fost și mediatizat, undeva în Maramureș. Niște case, una și una, una mai grozavă decât alta. Mi-a spus cineva despre comuna aceea și a zis așa, oamenii aici sunt într-o adevărată competiție. Dacă vecinul și-a făcut casa de 5 metri înaltă, el trebuie să o aibă de 5 metri și jumătate. Dacă el și-a pus centrală nu știu de care, chiar dacă centrala lui e bună și funcționează, trebuie să aibă el o centrală mai grozavă în casă. Dacă ăsta are mașina, nu știu, cu atâția cai putere, el trebuie să aibă una cu mai mulți cai putere. Și am stat și am zis, Doamne, bieții oameni, cum ajung să fie chinuiți și se frământă și, și trăiesc viața și fac eforturi pentru lucruri care în realitate nu contează și nu merită. Toate acestea rămân și ajungem să ne zbatem pentru lucruri neesențiale. Ajungem să ne frământăm și să dăm prioritate unor lucruri care rămân și pierd odată contribuințarea lor. Or cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să înțelegem că scăpăm de îngrijorare atunci când punem pe primul loc ceea ce merită să fie pe primul loc. Și pe primul loc merită să fie împărăția lui Dumnezeu. Când aceasta va fi preocuparea noastră, când vom fi frământați cum să trăim mai mult în asemănare cu Hristos, să știți că nu ne vom îngrijora pentru lucrurile lumii acesteia atât de mult. Însă când lăsăm ca prioritatea să fie în lucrurile de aici de jos, tocmai de aceea vă spun și am legat lecția de data trecută cu cea de astăzi, spunându-vă că dacă suntem oameni care așezăm valorile noastre aici pe pământ și acordăm valoare mare lucrurilor acestora trecătoare de pe pământ, ne vom trezi că nu mai dorim cerul, că nu mai iubim cerul, că nu-l mai căutăm. Și nu aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Ce aș vrea să înțelegem în această seară fiecare, că voia lui Dumnezeu cu privire la noi este să dăm prioritate cerului. Ori, dragii mei, când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, știți în jurul cui este făurită împărăția lui Dumnezeu, cine e împăratul acolo? Domnul, Domnul Isus, când vom ști să facem scop al căutărilor noastre din Domnul, când vom ști să-l căutăm cu toată inima noastră, să-l iubim cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră. Abia atunci Dumnezeu ne îmbracă cu neprihănirea Lui. Pentru că neprihănirea despre care vorbește Scriptura aici nu este uh, sudarea frunții noastre, efortul pe care noi îl facem ca să fim grozavi. Nu, ci neprihănirea este căpătată în dar de la Isus Hristos Domnul. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 4, începând cu versetul 4. Și aș vrea să înțelegem acest aspect. De la versetul 4 vom citi vreo patru versete, uitați-vă ce spune cuvântul. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat celui ce lucrează. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Și versetul 6, tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Și versetul 8, ferice zice el de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Și versetul 8 acum, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Înțelegeți în ce stă fericirea și în ce stă seninătatea, în bizuirea de plină pe Hristos. Și mă rog lui Dumnezeu să fim înțelepțiți fiecare dintre noi, să înțelegem că pe Hristos trebuie să-L căutăm și din El trebuie să facem ținta căutărilor noastre și interesele noastre să fie legate de Hristos. Și ascultați-mă bine, ceea ce este de trebuință în viață, Dumnezeu va purta de grijă. Cum? Nu stând noi cu brațele încrucișate. Noi ne facem datoria pentru că avem partea noastră umană. Dar când punem carul înaintea boilor, ne trezim că ne luptăm în zadar, ne trezim că ne zbatem în zadar, ne trezim că nu merge nimic, că nu iese nimic și toate lucrurile sunt date peste cap. Când vrem să punem lucrurile acestui pământ ca prioritate, ne trezim că nu e bine cuvântare în asta, ne trezim că lucrurile nu merg și îngrijorarea ne cuprinde viața. Ori nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Primul lucru pe care l-am spus, este să înțelegem că îngrijorarea nu ajută la nimic. Al doilea lucru am spus, să înțelegem că Dumnezeu îngrijește de noi, că Lui îi pasă de noi și îngrijește de noi. Al treilea lucru pe care l-am spus a fost să ne aranjăm prioritățile în mod corespunzător. Haideți să spunem și aceste cuvinte, să ne aranjăm prioritățile în mod corespunzător. Mulțumesc! Cum de ce vă pun să ziceți asta? Cu nădejdea că se întipărește bine în mintea noastră. Noi avem nevoie să ținem minte lucrurile acestea. Avem nevoie să le ținem minte. De ce? Mâine sau poate în seara aceasta va veni iarăși norul de îngrijorare. Și atunci un om înțelept va zice, stai, am învățat că nu ne ajută la nimic îngrijorarea. Și știi ce vei face atunci? Ca la televizor, iei telecomanda și schimbi canalul că nu te ajută. Schimb canalul, adică gândul acela care te frământă. Uitați-vă ce a zis Domnul, celor ce se îngrijorează. Le-a zis, uitați-vă la păsările cerului. nu nimic mai frumos decât să-ți faci timp să te uiți așa din când în când la o pasăre care zboară. Să-ți faci timp din când în când să stai să te uiți la crinii de pe câmp. Adică ce înseamnă asta? Fă-ți timp, deconectează-te de la îngrijorarea asta care vrea să-și bată joc de viața ta. Deconectează-te de la ea și mai ieși în natură un pic. Te ajută. Deconectează-te, uită-te la ceea ce face Dumnezeu și miră-te. Și zi, Doamne, dacă pasărea asta și în toiul iernii găsește un grăunte sau ceva cu ce să se sature, dacă ești așa de bun cu ea, purta vei, Doamne, grijă și de mine. Dacă tu, Doamne, ai atâta grijă să îmbraci crinii de pe câmp atât de frumos, vei purta grijă și de mine, adică de nevoile esențiale. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, eu întotdeauna sunt entuziasmat când mi-e dat zilele trecute, mi-am aruncat privirile pe ecranul televizorului și am văzut câteva secvențe din lumea animală despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Era prezentat mușuroiul de furnici miliardele sau milioanele de furnici care erau acolo, fiecare înghesuite să facă ceva. Și știți ce e interesant? Totul e făcut cu atâta înțelepciune. M-am mirat când uh, spunea cel ce făcea prezentarea documentarului, zicea, uitați-vă cum e mușuroiul. Pe partea dinspre soare este mai lat, făcut mai lat, mai latura mai lungă, ca soarele să poată să încălzească mușuroiul acesta. Și partea cealaltă, dinspre nord, unde soarele nu bate, spunea, partea aceea este mult mai abruptă și făcută. Și am zis, câtă înțelepciune! Nu știu, au conferință, se sfătuiesc care ce să ducă, care ce pai să mai ia și ce să mai ducă acolo, nu știu cum se întâmplă. Dar știu ceva, că au un adăpost care corespunde nevoilor lor. Știu ceva, că găsesc mâncarea care corespunde nevoilor lor. Și dacă Dumnezeu poartă grijă furnicii, și dacă Dumnezeu poartă de grijă fiecărui țânțar, dacă Dumnezeu poartă de grijă fiecarei păsări de pe cer, oare nu va purta el grijă de noi? De ce să lăsăm norul de îngrijorare să ne umbrească? Spun încă o dată, trebuie să luăm telecomanda în mână și să zicem, gândul ăsta, Doamne, nu mă onorează ca și copil al lui Dumnezeu nu mă onorează. Doamne, dăm putere să mă gândesc la altceva. Schimbă canalul. Începe să te gândești la lucruri frumoase. Deconectează-te de la cele care îți produc îngrijorare și conectează-te la cele care îți fac bucurie. Stă în puterea noastră să direcționăm gândul nostru și să-l punem acolo unde trebuie. Și vreau să spun ceva. Cu cât vom lăsa gândurile noastre să fie mai concentrate înspre direcția aceea negativă, cu atât mai greu ne vom smulge de acolo. De aceea vă chem astăzi la un exercițiu de orientarea gândurilor noastre spre bunătatea lui Dumnezeu. Să orientăm gândurile noastre spre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și să ținem așadar minte, îngrijorarea n-ajută la nimic. Dumnezeu este unul căruia îi pasă de noi și ne poartă de grijă. Apoi, Prioritățile noastre trebuie aranjate în mod corespunzător. Să căutăm cu prioritate ce este important și lucrurile mai puțin importante să le lăsăm pe planul 2. De ce? Pentru că de obicei acestea ne dau bătăi de cap și ne umbresc fruntea. Încă un lucru. Când vorbim despre antidotul pentru îngrijorări, e acesta. Caută să faci un transfer de încredere. Putem să zicem împreună aceste cuvinte, după aceea le explicăm. Caută să faci un transfer de încredere. Acum, dacă v-aș întreba eu în cine ne punem încredere, am ști să răspundem și pocăiește, dar dacă am răspunde așa, foarte cinstit cu noi înșine, în ce ne încredem noi tare? Știți în ce ne încredem? În ce vedem? În ce simțim noi cu mâna noastră? în ceea ce avem la îndemână. Și ne-am învățat să ne încredem în bănuții din punga noastră, din contul nostru și dacă sunt niște bani în cont, zice, asta nu avem treabă. da, falimentează băncile, falimentează una și alta, toate trec de pe pământul acesta. Problema noastră a oamenilor este că suntem ispitiți de diavolul să ne punem încrederea în ceea ce vedem, cu ochii noștri. Numai că umblarea cu Dumnezeu e altfel. Zice Apostolul Pavel: Așa, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. De aceea ne este necesară credința. Ca să transferăm încrederea noastră din noi. Din relațiile noastre, că ne încredem câteodată, avem relații, din banii noștri, din puterea noastră, din inteligența noastră, să transferăm încrederea noastră din noi în Domnul. În El trebuie să ne punem încrederea. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. Ia uitați-vă, strigarea cuvântului lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Asta este important. Lucrul acesta trebuie să-l ținem minte. Trebuie să facem un transfer de încredere. Ce înseamnă aceasta, dragii mei? Haideți să ne uităm încă la două versete. Filipeni, capitolul 4, Versetele 6 și 7. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului: Filipeni 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și de vom face așa pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dar care e condiția? Nu vă îngrijorați, ci toate lucrurile care caută să umbrească fruntea voastră, aduceți-le înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. De ce zice și cereri cu mulțumiri? Când începi să mulțumești, înseamnă că și crezi că ce ai cerut uh... Ți s-a dat. Asta înseamnă transferul de încredere. Asta înseamnă să muți încrederea din tine în Domnul. Trebuie să încetăm să ne mai încredem în noi și în înțelepciunea noastră și să ne punem toată încrederea noastră în Dumnezeu. Și acest transfer de încredere, frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici, acest transfer de încredere se face cel mai bine în rugăciune. Când stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vom înțelege tot mai mult că nu noi suntem în control, ci Dumnezeu este în control. Și Lui îi încredințăm volanul vieții noastre. Lui îi încredințăm cârma. Eram odată la Baia Mare, am fost invitat la o conferință acolo și am fost găzduit într-o familie. Până când pregăteau masa, am stat acolo în sufragerie și m-am uitat pe peretele camerei am văzut o inscripție foarte frumoasă și foarte deșteaptă, zic eu. Știți ce scrie acolo? Îngrijorarea începe acolo unde se sfârșește credința. Asta și-a zis cât adevăr. Îngrijorarea începe acolo unde se sfârșește credința. Dragii mei, câtă vreme ne încredem în Dumnezeu, nu avem motive să ne îngrijorăm. Vom vedea și data viitoare, vom vorbi despre aceasta. Câtă vreme ne încredem în Dumnezeu, nu avem motive să ne îngrijorăm. Când începem să ne îngrijorăm, ne-am cam pierdut credința pe undeva. Se întâmplă asta și la case mari. Se întâmplă și la oamenii lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că în biografia lui Luther, a omului lui Dumnezeu care a fost folosit de Dumnezeu pentru marea reformă, Omul acesta, la un moment dat, frământat și îngrijorat, l-a cuprins, l-a cuprins îngrijorarea și frământarea. Și în îngrijorarea lui, la un moment dat, s-a închis în cameră și își măcina gândurile și era necăjit. Și soția lui, o femeie credincioasă, o femeie folosită de Dumnezeu, un ajutor potrivit pentru marele om al lui Dumnezeu, spune că nu știa, se tot frământaia și zicea, cum să-l scoată pe Luther din situația în care se află. Și la un moment dat, Caterine s-a îmbrăcat în negru, haine de doliu. Și a intrat surprinzător în camera în care era Luther, frământat. El s-a oprit din toate, s-a uitat șocat și a zis, ce s-a întâmplat? Cine a murit? Și femeia aia a răspuns frumos, a murit Dumnezeul lui Luther. A fost destul să-i spun atât, ca omul să se dezmeticească și să zică am un Dumnezeu. A ieșit în data din camera lui și a trecut la treabă. A început să lucreze pentru Dumnezeu. Ori, dragii mei, atunci când lăsăm îngrijorarea să ne cuprindă, mă tem că lăsăm, de fapt, să se înțeleagă acest lucru. Știți ce este îngrijorarea? Un fel de ateism, practic. Noi nu suntem atei, așa vom zice. Nu suntem atei, frate. Nu suntem atei. Dar când lăsăm îngrijorarea să ne stăpânească, ăsta este în mod practic ateism. Mărturisindu-l pe Domnul cu gura noastră, dar nu credem că el e acolo. Ascultați-mă bine ceea ce vă spun în această seară. Domnul este în control. Aleluia. El stăpânește toate lucrurile. Și vă rog să înțelegeți, absolut nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Spune scriptura în altă parte, până și firele de păr de pe capul nostru, el le știe pe toate. Eu nu știu câte am. Nici dumneavoastră nu știți. Dar Dumnezeu știe și asta. Asta înseamnă că orice detaliu al vieții noastre îi este cunoscut lui. Și data viitoare cu voia lui Dumnezeu vom căuta să învățăm despre purtarea de grijă ca să înțelegem că purtarea lui Dumnezeu e așa de mare încât îngrijorările sunt o adevărată insultă la adresa celui pe care îl numim Tatăl nostru care ești în ceruri. De aceea vă chem în numele Domnului Isus Hristos, frați și surori, nu uitați nicio clipă. Dumnezeu are antidot pentru îngrijorările noastre. Lui îi pasă de condiția noastră, îi pasă de starea noastră și de aceea ne cheamă să înțelegem fiecare dintre noi câteva lucruri. Îngrijorarea n ajută la nimic. Doi, lui Dumnezeu îi pasă și poartă grijă de noi. Apoi, noi suntem datori să punem pe loc întâi ceea ce merită să stea pe loc întâi. ăsta e sfatul lui Dumnezeu, să punem pe loc întâi ceea ce merită să fie pe loc întâi, adică pe Dumnezeu pe loc întâi și când îl vom pune pe El pe loc întâi, vom vedea că celelalte lucruri nu mai contează chiar așa de mult ca să ne spargem capul de pereți din cauza lor. Și apoi să înțelegem că suntem chemați să facem un transfer de încredere. Eu zic, Domnul să ne ajute la aceasta pe toți. Și zic că e momentul să stăm înaintea lui Dumnezeu, față în față cu îngrijorările noastre. Să le recunoaștem. Să venim înaintea lui Dumnezeu ca să ne pocăim de ele. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ne pare rău că de multe ori am lăsat ateismul practic să se vadă în viața noastră și n-am dovedit încredere în Tine. Dragii mei, spun și astăzi, nu se cade un copil al lui Dumnezeu să se vaete așa de mult cum se vaiete cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu e drept un copil al lui Dumnezeu să cârtească tot atâta cât cârtesc alții. Noi avem alte priorități. Noi avem un tată care ne poartă de grijă și îndrăznim să îi zicem așa cum ne-a învățat el, îndrăznim să îi zicem tatăl nostru care ești în ceruri. Și zicând i tatăl nostru care este în cerul să ne purtăm ca niște părăsiți, să ne purtăm noi ca niște oameni care n-au pe nimeni. Este o cântare care iarăși îmi vine în minte acum pe versurile lui Costache Ionid. Și cântarea aceasta sau poezia aceasta are un vers care zice așa: Dar nici eu nu salor cui. Lui sunt cu cununa, casa mea și cerul lui tot ce avem e una. Noi avem o identitate, dragii mei, de copii ai lui Dumnezeu, și de aceea nu e drept să lăsăm ca umbra îngrijorării să ne fure frumusețea privirii, să trăim cu seninătate ca Isus. Viața e grea, am spus. Nu cunoaștem viitorul nici noi, dar știm că avem pe cineva care ține toate lucrurile în mâna sa. Și lui pasă de noi și are grijă de noi. Haideți să ne ridicăm și să venim înaintea Domnului.